Până la sfârșitul săptămânii trecute au fost înscriși în Sălaj, în clasa pregătitoare, 1381 de copii, în condițiile în care numărul locurilor existente este de peste 3400. La cea mai mare școală din județ, școala Mihai Eminescu din Zalău, erau înscriși până astăzi, în jurul prânzului, 84 de copii în cele 4 clase cu predare în limba română, 13 în clasa de germană și 9 în clasa cu predare în limba maghiară. La școala Gheorghe Lazar s-au completat tot azi până la prânz 52 din cele 60 de locuri existente în cele 3 clase pregătitoare programate. La școala Corneliu Coposu au fost înscriși până astăzi în cele 3 clase 62 de copii, iar la școala Porolisum s-au adunat împreună cu școala arondată din Ortelec 38 de cereri pe 75 de locuri. Pentru cele 2 clase de la școala Iuliu Maniu se înscriseseră până azi 24 de copii. Prima etapă de înscrieri în clasa pregătitoare și în clasa 1 se încheie luni 22 aprilie. Părinții vor afla după o săptămână, mai exact în 29 aprilie, dacă cererile lor de înscriere au fost aprobate. Cei ale căror cereri vor fi respinse și cei care și-au amânat înscrierile pentru etapa a doua se vor putea aduce la secretariatul școlii dorite în perioada 8-17 mai. În perioada de înscriere, programul de lucru al comisiei din fiecare școală care va prelua cererile vor fi în ture atât în program de dimineață cât și de după amiază, în intervalul orar 8-20 de luni până vineri. Pentru a veni în sprijinul părinților care au un program mai încărcat, membrii comisiilor vor sta în școli și în zilele de sâmbătă între orele 8 și 13. În Sălaj au fost prevăzute în planul de școlarizare 139 de clase pregătitoare, cu 22 mai multe decât anul trecut. Copiii care împlinesc 7 ani până la 31 august și nu au fost înscriși anul trecut în clasa pregătitoare vor putea fi înscriși acum direct în clasa 1. Potrivit inspectorului școlar general Gheorghe Bancea, ei vor fi repartizați în limita posibilităților pe locurile disponibile din actualele clase pregătitoare, care vor fi din toamnă clase 1, urmând a fi înființate clase 1 suplimentare numai dacă și acolo unde este cazul.